Uitați-vă, aceasta este groapa, așa zisa groapă de gunoi de la Târgu Jiu, unde este adus gunoiul din tot județul. Cu o stație de sortare, toate aceste deșeuri pot fi valorificate, iar oamenii să aproape să nu plătească niciun ban pentru gunoi. Acasă Romanescu, acasă Cosmin Popescu, iar noi, hai la treabă! Vă mulțumesc. Da, o scurtă legată de campania electorală. S-a făcut un dosar penal pentru violarea spațiului profesional al unei firme private, acolo unde dumneavoastră ați intrat să faceți un clip electoral, adică la operatorul de gunoi. Păi de unde știți dumneavoastră? Pentru că eu nu știu. Ei am fost să văd groapa de gunoi, nu eram prejbuită, nu era nimic, am făcut un clip, am prezentat de ce este gunoiul scump și este din cauza primarului Romanescu și a președintelui de Consiliu Județean, Cosmin Popescu. Pe noi ne interesează acum, împreună cu domnul președinte, cu conducerea centrală, să avem soluții și să ne luăm angajamente față de Gorjeni pe proiectele prioritare pentru Gorj. Thank you.